Doi tineri au scăpat ca prin minune după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit într-un cap de pod, s-a răsturnat pe o parte și a luat foc. Evenimentul a avut loc pe DN24 la aproximativ 3 km de intrarea în orașul Săveni. Imediat după impact, cei doi au reușit să iasă din mașină și au sunat după ajutor. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că autoturismul ardea aproape în totalitate și au acționat pentru stingerea incendiului. În același timp, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor celor doi tineri. Aceștia au refuzat transportul la spital.